Nu, ia să închid eu așa. Uite să zic. Când Intercity ăsta am avut wireless gratis, nu. Hai, bumbule. Mere. Automat. Și am ajuns în Gana din Arad. Yeah! Welcome! Cea mai frumoasă gara din România, Arad, bine ai venit! Laurențiu, bună dimineața! Mă rog, e noapte. Habar n-am unde merem, dar am înțeles că cea mai frumoasă gara din România. Deci, dăm un mare like. Mergem către Brad, dar mai dimineața avem tren. Către Bradul din Hunedoara, adică luăm înapoi, numai așa e ruta. N-am mai fost pe ruta asta Arad-Brad niciodată, deci prima dată în istorie. O revenit cu video de acolo, de pe drum. Bine ați venit în Arad. Aradul nou, Aradul cel vechi. Aici e intrarea. 2008. Mamă, bă, dar arată bine. Arată bine, dar frate. A, e cald. E ca la mama acasă aici. Hai să vedem baia găsit. Hai, e tare. Hai, bă, să urcăm pe scări. Scări rulante. No, frate. Ce tare. Numai în gara din Arad. Un mesaj de noapte bună pentru toți abonații. Merea pe lună. Rugăciune, cel mai mult înainte de noapte. Și? Ca Domnul să vă păzească. Să iertați pe toți. Să vă întărească spiritual. Și să ne pune soare bună, peste bunia voastră. Noapte bună și gând. S-a dormit cu gândul la Dumnezeu ca să fie bine. Da, uitați cum arată gara. Și arată senzațional. Vă zici că suntem la mol. Băi, sigur e gara aici. Da. Mamă, veceu, cât înainte. Mamă, taxă, 2 lei. Wow, super fain. Deci, vizitați gara din Arad, că e ceva miracol de zombie friends, de ăștia, de extraterestri. Da, chiar e frumos, bravo, bravo românilor din Arad. Suntem în Banat, măi, Banat Crișana, eu nu știu. Suntem între Banat și Crișana, amestecat. Acum ce facem? Cătăm baia, dar nu știu unde e. Alo, bună zi, bună seara, nu știu unde e baia? Bate la lift. Da. Acolo nu-i? Aici. În față. Și când dreapta aici. Ah, ne pierdem în gradina Arad. Unde în față, undeva, pe acolo în față. În căutarea baiei din Arad. Aici, pentru ce e probleme. Ia, cum arată. Taxe cu de-alea. Interesant. Ha? Păi da. Poate intra. Noapte bună, ne vedem.